Salut, Ciobănaș. În seara asta, de fapt în noaptea asta, bă, n-am dormit odată, o sărit asta, dar nu știam unde să duci. Că încolo au prins un șoare, dar nu știu pe unde a ajuns ăsta aici. Și acum să joacă cu el, fete. Se chinuie să-l scoată. Și se chinuie să-l scoată. Să joc cu ghile. Cunoșisem setul. Nu a fost nimic, nu s-a mișcat nimic. Când o fi intrat ăsta, nu știu. Și pe unde o fi intrat. Și l-a și prins ăsta. Dar nu e orice șoarec ăsta. Ăsta e de la de câmp. Care dungă neagră pe spate. E și roșu. Probabil când mai las ziua ușa deschisă să mai se aerisească, atunci cred că a intrat. Că n-ar avea, numai dacă vine pe vreo țavă pe undeva. Să nu te urci cu el în pat. Nu suport șoareci. Sper să nu se urce cu el în pat. Să nu te urci cu el în pat. Nu suport șoareci. Să nu te urci cu el în pat. Să îi iau de aici. Că ăsta e în stare să mi-l aducă aici. Eu nu-i suport șoarecii. Bine că l-au prins. Că dacă îl prindeam pe ăsta la noapte să fi urcat pe mine, cred că făceam infart. Nu mi-e frică de șerp, nu mi-e frică de niciun animal. Dar de șoareci, dacă îi simt, nu-i suport. Ia uite ce face. Nu-i suport. Sper să nu-l aduce aici. Nu. Bine că nu l-am găsit în cojoc pe ăsta, că făceam infart. Ia uite ce să fac eu. Ăsta e în stare să mi-l aducă, să nu-l aduci în pat. De ce să joc? Bine că l-au prins. Că dacă ăsta îl găseam în cojoc, făceam infart. Odată m-am speriat când odată o sărit. Înseamnă că l-a simțit el. Eu nu l-am simțit. Dar n-am văzut să fi fost umblat pe aici. Am lăsat aseară, astăzi când am, azi dimineața am lăsat o pâine aici, dar nu a fost atins nimic, nu s-a mișcat nimic. Nici n-am știut că a fost. Pe unde o fi intrat, nu știu. Bine că l-a prins ăsta. Ce să joc? E sătul tu, că de-aia faci așa, că nu mănânci. Dacă erai flămând, l-ai fi mâncat. Să nu mi-l aduci în pat. Ia să-i iau eu, că ăsta e stare să mi-l aduc.